primit un raport, știți, aveți o imagine de ansamblu despre ce s-a întâmplat în situația viitorie? Sigur că am primit un raport de la cei care se ocupă în administrația prezidențială de securitatea națională. Care sunt concluziile? Însă concluziile pe partea mai neplăcută trebuie să le prezinte procurorii militari și aștept cu foarte mult interes. Cred că au fost atâtea evenimente negative în Piața Victoriei. Faptul că guvernul PSD a gazat și a bătut românii mi se pare incalificabil, inadmisibil din absolut orice punct de vedere. Însă nu vreau să mă exprim asupra acestor chestiuni până când nu avem niște concluzii mult, mult mai amănunțite.